Victoria și Iris, ce faceți, dragilor? Bună seara, bună seara! Uite, bine, zi bună! Băi... Uite, am fost la grădiniță pe cea mare. Da? Și am răspuns frumos invitației voastre. Se vede pe ea acum și se bucură. Ce faci, mă? Aha! Bun! Mă bucur foarte mult că vă văd, trebuia să fie fetele în studio, dar știți foarte bine, grădiniță, probleme, chestii, mai bine facem așa de acasă. Vedem și bradul de Crăciun al familiei Clonda acolo, ceea ce este foarte bine. În atmosfera noastră de sărbători, noi deja începem să simțim sărbătorile cât de cât, sau ne chinuim, ne forțăm așa să intrăm în atmosferă. Hai să vedem, doamnelor și domnilor, pentru Victoria și pentru Iris avem câte o întrebare, dar până la urmă, cred că la întrebarea pentru Iris o să se rezolve singur. Da. Iris doarme încă. Hai să vedem întrebările. Tudor, ai legătura? Bună, Victoria! Bună, Iris! Eu am niște întrebări pentru amândouă. Să începem cu întrebările Victoriei. Hai să vedem prima întrebare pentru Victoria. Victoria, îți dorești să cânti ca mami și să fii la TV ca tati? Sau invers? Da. Sau invers. Am înțeles, Victoria, că tu cânti foarte frumos și îți dorești să fii cântăreață, este adevărat? Foarte frumos. Cântă și cu piciorul la pian, ia uite cum cântă, e pe rock and roll. Foarte tare. Tavi, cum cântă asta mică? Ce fel de... Cum ți se pare? Cum e ca talent? E foarte talentată, nu că e fimea, știi cum e vorba. Logic. Dar intră pe timp, își numără singură, 1, 2, 3 și intră la timp. E foarte talentată și mai nou, adică nu mai nou, de la început, cu versurile ei pe care le vrea ea. E foarte bine. Să-l auzim pe Cristi. Victoria, mai avem o întrebare. Ia să vedem. Ce mai face prietenul tău? Cum ți-a câștigat prietenia? Mai mulți. Ai mai mulți? Aha. Aoleu. Eu... În premieră acum, cum ai mai mulți, mă, tati? Cum îi cheamă? Ia zi-mi și mie. Iris Clonda. Iris Clonda e prietenul tău? E și prietena ta și surioara ta? Da. Și mai cine e prietenul tău? Andrei. Acum aflu, Cristi, mulțumesc pentru oportunitate. Cine e Andrei? De la grădini? Da. E simpatic? Și l-a duci la tati să-l cunoască? Da. Neapărat. Bine. Să treacă pe la tati, că nu e așa cum credeți voi. Dar când te-ai îmbrățișat cu alt băiat, te îmbrățișase Victoria, nu e adevărat? Pe la cum îl cheamă? Cum îl cheamă pe băiat pe care te-ai îmbrățișat? David, ia uite. Știe, deci nu e... Tavi, iubitule, ia-ți pușcă mare, fetele sunt frumoase, pretendenții au început să bată la ușă, începe să fie complicată treaba. Mă obișnuiesc din ce în ce mai mult cu ideea. Da. Bravo, ce râs, tati, râs de mine, nu? Sunt de tot râsul. Foarte tare. Hai că mai avem întrebări. Ia, stai că mai întreabă Tudor, ia. Cine te răsfață mai tare când ești răcită ca acum? Mami sau tati? Tati. Cum? Cum face tati? Cum te răsfață? Tati, da, răspunde foarte prompt, fără un singur cuvânt. Zici că sunt întrebări cu un cuvânt, răspunsul cu un cuvânt. Da, zi-mi cum vă răsfățați voi acasă? Ia, amuză foarte tare, cred că de fața ei se vede pe ecran. Ne răsfățăm, cum să ne răsfățăm? Cu multă răbdare, în primul rând, că mi se pare o cea mai mare virtute de când am copii. Răbdare și multă înțelegere și iubire. Și pupături. Da. Deci Tudor se pregătise cu o întrebare pentru Iris. O să o pună, dar o poate răspunde și Victoria la ea. Sau tu singur. Ia să vedem. Tudor? Să vedem. Iris, te rog să spui te iubesc, tati, și să-i dai tatălui tău un pupic mare.
Ce vorbești, papa? Mulțumesc! Iris doarme, după cum se știe, așa că după ce se trezește, are voie să-i dea un mare pupic. Deci, Tavi, în orice caz, înțeleg că ești un tată foarte răsfățat de soartă, în sensul în care așa pupici nei că să tot primești. E adevărat, sunt cele mai frumoase pupulici de la fetițele mele, dar e și o muncă titanică, 100%. Tot timpul prins, adică nu poți să stai decât pe somnul tău și pe baza ta. Să mai stai noaptea, să mai faci tu de ale tale. Tavi, pentru cine nu-și aduce aminte, Gabi are o emisiune de zi cu zi, ca să zic așa. Prin urmare, programul ei este încărcat. Mai ești și tu cu cântările tale, ce ori mai fi fost, ai fost și tu pe la TV. Totuși, voi nu v-ați luat bonă și v-ați descurcat singuri? Da, asta este adevărul. Acum, eu în fiecare după masă sunt cu amândouă pete, pentru că Gabriela e în direct. Și bine că ne distrăm, cântăm, mâncăm, ne mai și ciondănim un pic când sunt răsfățate, dar ce să faci. Vreau să spun că am reușit singur, dar am descoperit acum chiar weekendul trecut, pentru prima oară am fost plecat doar cu Gabriela. Și fetițele mele au fost la bunica, la bunibu, la Brașov și au stat două nopți acolo. Și mi-a plăcut foarte tare ideea. A, asta e o veste bună. Tudor, ai un mesaj la final? Ia. La revedere și Merry Christmas! Zi Merry Christmas! Ce aveți de când să faceți de Crăciun, Tavi? Victoria, Gabriela, Iris, ce o să faceți de Crăciun? De Crăciun stăm acasă frumos, sărbătorile de obicei le petrecem acasă, o să vină familia apropiată, prieteni apropiați și familia, stăm cu minței și apoi probabil că o să mergem la munte, de Revelion aștept o cântare, mai vedem ce se întâmplă. Da, tati, da. Și ce vreau să vă invit să intrați și pe vlogul nostru, Victorienii, avem foarte multe lucruri faioase acolo puse de noi, puteți să dați subscribe. Victor, ai văzut că e cântul Cristi și lui Tudor? Ia să vedem, hai! Twinkle, twinkle, how I wonder what I am. Bine, hai acum Moș Crăciun. Moș Crăciun, cuplete. Aia nu. Secret? Nu, aia nu. Vine în secret. Da, Tavi, fetița este absolut senzațională și se simte că îi place să cânte. De fapt, lucrul ăsta e cel mai important. Copiii sunt absolut superbi în orice moment. Bine, ea nu știe că noi o știm de când era ea mică și am fost la voi în curte. Da. Așa este. Da. Trece timpul și descoperim din ce în ce mai multe lucruri la ele și ne dedicăm absolut toată energia. Încercăm să mai păstrăm și pentru joburile noastre, dar recunoaștem că ele sunt primordiale și ocupă locul 1, după aia locul 2-3 libere și așa. După 4 suntem noi. Tavi, da. Poți să spui că ești fericit? Sunt foarte fericit și împlinit, nu numai fericit, sunt și împlinit. Fericirea oricum e chestie de momente, dar în general sunt foarte bucuros. Stai că tipul că vorbesc cu Cristi. Sunt foarte bucuros și recunoscător bunului Dumnezeu că a avut grijă de noi și sperăm să nu-l dezamăgim nici de acum acolo, să ne creștem copiii să cu aceeași energie și frumusețe. Stai tăticule, uite, mai e aici. Uite, ia. Stai să mai dăm puțin mai. Așa, așa. Nu mai vrei asta? Îți dau o altă bombonică imediat. Tavi. Da, deci sunt recunoscători și fericiți și îți mulțumim de invitație și data viitoare sperăm să ne vedem în platou. Da, vă aștept cu mare drag, sărbători frumoase. Mulțumim foarte mult, Victoria, mulțumim Iris din somn, pupăm Gabi, pupăm Tavi, sărbători frumoase. Merry Christmas! Mulțumim foarte mult! Da.